un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc. Bună seara și bun găsit, dragii mei prieteni, la o nouă reîntâlnire cu Dor de cântec gorjenesc, o nouă reîntâlnire cu mari artiști care ne calcă pragul, mari artiști care vin în fața dumneavoastră și în platoul televiziunii Accent. În această seară m-am gândit să vă prezint artiștii un pic mai târziu, deși cei care urmăresc pagina mea de Facebook au și văzut ce minuni aduc în seara aceasta, să vă bucure și să vă încânte, să înceapă weekendul cu cântec oltenesc. Am să mulțumesc, așa cum se cuvine, Florăriei la Storia, doamnei Andreea, pentru frumosul aranjament și pentru faptul că în fiecare seară de vineri este alături de noi să ne bucure ochii și sufletele cu cele mai frumoase flori. Florăria la Storia o găsiți în centru, la parterul complexului meșteșugăresc de pe Unirii. Mulțumesc Studio Ane pentru hairstyle și mulțumesc Andreea Georgiana Sârbu pentru make-up. Vă mulțumesc pentru că ați făcut așa din mine o frumușică și am putut să vin cu sufletul plin de drag să fiu alături de telespectatori. Așa cum spuneam, fiecare întâlnire cu mari artiști aduce o mare bucurie în sufletul meu și cu siguranță și în sufletul dumneavoastră. O demonstrați de fiecare dată prin apelurile telefonice pe care le avem la fiecare emisiune. În această seară aduc pentru dumneavoastră și în fața dumneavoastră două nume mari ale folclorului românesc, două nume cu rezonanță și, de ce nu, două păstrătoare și purtătoare de cultură. Doi oameni frumoși care mie personal mi-au călăuzit pașii. De ce spun asta? Nu ca și persoane, ci și ca interpreți de muzică populară. Ascultând acești oameni, nu poți decât să te corectezi și decât să înveți că drumul folclorului este doar unul singur. Spun bun venit și cu tot dragul unor doamne minunate pe care dumneavoastră o să le vedeți în clipele următoare și o să vă bucurați de cântecele și de vocile dumnealor. Bună seara și bun venit, Vasilica Dinu! Bună seara și e bine v-am găsit. Mă bucur din tot sufletul că astăzi seară, iată, sunt alături de tine în studio și am posibilitatea să cânt gorjenilor, telespectatorilor din această seară și nu numai gorjenilor, tuturor celor care ne urmăresc în această seară. Eu sunt foarte bucuroasă că ați acceptat invitația mea pentru că nu este chiar ușurel așa, drumul este lung, dumneavoastră sunteți oameni ocupați, însă bucuria de a aduce nume celor de acasă mă împinge așa să dau telefoane și să încerc cu tot din adinsul să aduc oameni care chiar au ce spune celor de acasă. Bună seara și bun venit, Neta Soare! Bună seara, bun găsit! Bun găsit, dragilor noștri telespectatori! Mă gândesc că în această seară, știind că este emisiunea moderată de tine, telespectatorii vor fi alături de noi și ne vor asculta și noi sperăm ca prin intermediul cântecelor noastre să ajungem la sufletul dumnealor. Nu aveam cum să nu ajungem, noi nu avem cum să nu ajungem pentru că aveți cariere artistice clădite, aveți nume și melodii care sunt cântate de mai toată lumea. Nu vorbim doar de cei care cântă, ci vorbim de oamenii care acasă la mine, de exemplu, pe bătătură, se ascultă muzică populară, de dimineața până seara. Și atunci n-avem cum să ne bucurăm. Deja bucurăm pe cineva, deja avem un telespectator la telefon. Bună seara și bine ați venit alături de noi! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră, doamna Roberta Crintea! Bună seara invitatelor dumneavoastră! Bună seara!
Sunt Constanța. Bună seara, doamna Constanța. Și aș dori să vă urez emisiuni cât mai frumoase, alături de toți invitații dumneavoastră dragi. Mulțumesc foarte mult! Și aș dori și această emisiune să o dedic special pentru băiatul meu, care săptămâna viitoare împlinește vârsta de 21 de anișori. La mulți ani! La mulți ani să fie sănătos! Să fie și te special pentru familia mea din Drobeta, Turnul Severin. Cu mare plăcere! Vă doresc mult succes și multă baftă în continuare și o seară frumoasă! Mulțumim! O să avem o seară frumoasă! Mulțumim frumos, doamna Constanța! O să avem o seară frumoasă cu așa două interprete frumoase și mari. N-avem cum să nu avem o seară frumoasă. Neta, ce ne-ai adus să cântăm, să cânti în seara aceasta? Ce melodie ai? Am luat pe cântece de pe mai multe CD-uri. Ai făcut așa un mix, mă gândeam eu. Da. Eu am anumite piese preferate de la ambele interprete, piese cu care călătoresc, piese pe care le ascult acasă, care îmi dau o bună dispoziție, pentru că noi toți, la rândul nostru, avem oameni care ne plac. Bineînțeles. De aceea, spune-ne, pentru că tu vei fi cea care va începe... Așa, eu voi deschide programul. Da, care va începe emisiunea cu cântec. Te rog, spune-ne ce ne cânti. Știi ce ne cânti acum? Pentru că eu am o piesă, una care îmi place mult. Piesa care îți place ție este în program, dar nu va fi printre cele două primele, nu? Am înțeles. Un pic mai târziu. Aș vrea să te invit la locul de cântat, pentru că o să ne ia telefoanele cu asalt. Care ne urmăresc. Deja avem un telefon? Da. Mai luăm un telefon și o să ne cânte Neta Soare. Te invit la locul de cântat până eu spun bună seara și bun venit alături de Vasili Cadinu, Neta Soare și Roberta Crintea. Alo. Da, bună seara. Vă ascultăm. Alo. Vă ascultăm, vă rog să ne spuneți. Da, telefonul s-a întrerupt, așteptăm alte telefoane, până atunci ne bucurăm de cântecele Netei Soare. Încă este timpul meu, aș vrea să rămân așa, o viață și încă ceva. Nici prea mult, nici prea puțin, viața s-o trăiesc din plin. Lasă, lasă, lasă așa, cât încine inima, cât mai inima bună și mintea merge strunând. Lasă, lasă, lasă așa, cât încine. Ce viața îmi place, să fac ce altul nu face. Dumnezeu dacă mă ajută, fac 1000 dintr-o sută. Că inima-i tinerea, ce zic eu, zice și ea. Lasă, lasă, lasă așa, cât îmi cere inima, cât mai inima bună și mintea merge strună. Lasă, lasă, lasă așa, cât îmi cere. Toată viața am muncit, de nimic nu m-am ferit. Am pierdut, am câștigat, la viață nu m-am lăsat. Am căzut, m-am ridicat, din greșele am învățat. Lasă, lasă, lasă așa, cât îmi cere inima, cât mai inima bună și mintea merge strună. Lasă, lasă, I'm gonna make it.
stă la subțioară și ca orice nevoiaș, de te-ai satul pe oraș. Am plecat de la țărână, doar cu o traistă pe mână, nu mai dau și nici nu vreau, am ceva ce alții n-au. Să-mi păstrez tinerețea, dragostea și cu blândețea. Am plecat de la țărână, doar cu o traistă pe mână. Nu mai dau și nici nu vreau, am ceva ce alții n-au. Am văzut regi și împărați, rămâi la fel, mă. Din palat sau din bordei, pleci de vrei sau de nu vrei, și ca al sărac lipit, pleci așa cum ai venit. Am plecat de la țărână, doar cu o traistă pe mână. Nu mă dau și nici nu vreau, am ceva ce alții n-au. Dacă vrei, măcar pe la 23, dar când ai una, nu ai alta, începe să scârți roata. Nu mai este cum era, nu mai merge cum mergea, dar nu mă las că-mi pare rău, ce au alții să n-am eu. Dar nu mai merge cum mergea, nu mai ține cum ținea, dar nu mă las că-mi pare rău, ce au alții să n-am eu. Așa să te lângă noi, felicitări și uite că mulțumesc. Am început weekend-ul cu muzică oltenească. Neta, ce... Cu voie bună. Cu voie bună. Ce ai mai abordat? Pentru că eu știu că la un moment dat, întâlnindu-ne pe la televiziune, tu cântai și ceva de petrecere. Mie mi-a plăcut foarte sigur, mult. Da, am în repertoriu și cântece de petrecere, de voie bună, pentru că... mergem la evenimente și e normal ca să bucurăm sufletul omului. Nu putem să cântăm numai cântece lente și m-am pliat așa pe ce se cere și ceea ce am considerat eu așa că publicul în general agrează. Am înțeles. Știi ce... Și ce mi se potrivește, bineînțeles, că stilul meu, să zic, este personal și zic eu că, am mai spus în nenumărate rânduri, că vocea mea place sau nu place, dar nu se confundă. Clar, asta este clar. Asta este clar. Avem un apel telefonic. Bun venit alături de noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamna Roberta, bună seara și marele valori ale noastre, doamna Vasilica și doamna Neta Soare. Bună seara, bună seara, doamna. Bine ați venit alături de noi. Le mulțumesc mult că a venit în casele noastre, două frumoase și două talentate. Adevărat. Zi, trei talentate. Mulțumesc, mulțumesc. Una mai frumoasă ca alălaltă. Ne bucurăm că vă plac... emisiunile și invitații pe care... Cati de la Motru. Da, doamna Cati, bine ați venit. Cred că vă știe și Neta, vă știe și doamna Vasilica. Da. Păi, cum să nu, dacă eu sunt cu muzica populară. Avem dedicații? Și am doi sărbătoriți. Vă rog. Am un tinere care îl iubește și mă iubește. Bravo! Toma Traian, Izua lui luni, face o frumoasă vârstă, soacra îi urează multă sănătate, fericire lângă fata mea și lângă fata lui, să fie sănătos. Și am nepoțel al copilului, e Mihai. Mamaia îi dorește multă sănătate lângă tati și lângă mami. Și pentru fata mea,
mea Carmen, pentru nepoata Diana. Să fie sănătoși, doamnă Cati. Pentru familia Plădul din Sărdănești, pentru familia Catană și pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Pentru băiatul care în loc telefonului un dulce. Este, mulțumim foarte mult, doamnă Cati. Ne bucurăm foarte mult să rămâneți alături de noi. Rămâneți alături de noi pentru că începem weekendul cu bucurie. De aceea o să o întreb pe doamna Vasilica Dinu ce ne-ați pregătit, ce melodii ne-ați pregătit, pentru că dacă ar fi fost după mine, ar fi trebuit să avem un album preferențial, așa, cu melodii preferențiale. Ce ne aduceți în această seară? Am adus în această seară cântece înregistrate mai de mult. Frumoase, comori. 86, oh. Așa, 1986. Și mai noi. Vă dați seama că aveam Doamne, aveam 10-11 ani. La vremea aceeași dumneavoastră erați mare interpretă. Cum să nu te bucuri și cum să n-ai sufletul plin când ai alături de tine astfel de oameni care au clădit folclorul nostru național, care rămân pe buzele noastre, pe buzele tuturor, Vasilica Dinu și Neta Soare. Mai luăm un telefon după între timp, o rugăm pe doamna Vasilica să se pregătească. A, se pare că nu contează. Doamna Vasilica se pregătește să ne cânte printre cele mai frumoase melodii ale dumneaei. Nu știu dacă regizorul meu este gata. Cred că are o stare mai hazlie în seara asta. Este gata, Bogdan? Mai lent puțin. Avem telefon. Bun venit alături de noi. Bună seara! Bună seara, doamna Roberta Crintea. Bună seara, și doamnă. Bună seara și lui doamna Vasilica Dinu și Neta Soare. Neta Soare. Bună seara. Bună seara, bună seara. Toate niște stele ale cântecului popular românesc. Mulțumim. Și pentru asta, doamna Vasilica Dinu, o cunosc de mult și pe doamna Neta Soare de la Craiova, că stă în Valea Roșie lângă sora mea. Aveți foarte multe date. O văd pe doamna Neta Soare. Da. Ne bucurăm. Spuneți-ne dacă avem dedicații. Am dedicații, dau pentru copilul meu, Veronel Tărău, campion european la box, care e Maria. Să vă trăiască! Pentru lui, să vă trăiască! Pentru Iana Patricia, pentru soția lui Alina și pentru nepoata mea din Turcia. Oho. O să vă cânte... s-a întrerupt oare? O să vă cânte doamna Vasilica Dinu pentru nepoții dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi cu Vasilica Dinu. Împletit din sălcioară,
și din flori de tămioară. Pletii din prebenei, frumoși ca și ochii tăi, din prebenei și zambile, să nu mai pleci de la mine. Pletii din prebenei, frumoși ca și ochii tăi, din prebenei și zambile, să nu mai pleci de la mine. N-aș mai vrea, mă. Se temie și apa-și bea, din ciutură n-aș mai vrea, mă. De pe frunza de alior, din gurița lui Ion, mă găine, heicuță. De pe o frunză cât de mică, din gurița lui Ionică, mă găine, heicuță. Tu mă faci să plec de acasă. Mândrulița mea frumoasă, tu mă faci să plec de acasă. Ba eu nei că nu te fac, vii tu singur dacă-ți plac, mă găine, heicuță. Și de-aș vrea să-ți fac ceva, nu mă lasă inima, mă găine, heicuță. Sprâncene, miroase a sânziene. Și coada împletită în not, miroase a busuioc, mă găine, heicuță. Iar în sân și la curiță, miroase a romaniță, mă găine, heicuță. Și coada împletită în not, miroase a busuioc, mă găine, heicuță. Iar în sân și la guriță, miroase a romaniță, mă găine, heicuță. Ce frumos! Eu cânt și acum la evenimente această melodie. De altfel am și rugat-o pe doamna Vasilica Dinu să o aducă și în fața dumneavoastră, pentru că la un moment dat, așa când voiam eu să cuceresc pe soțul meu, îi cântam melodia asta, l-am și cucerit între timp, l-am și luat. Bine ai făcut! Și melodia a rămas așa frumoasă și cântată. Îți amintești de ceva plăcut din viața ta? Nu neapărat, mie îmi place melodia în sine, îmi place foarte mult și îmi place glasul ăsta suav așa și cald. Și mi-a legănat mulți ani ai tinereții, că după cum spuneam, doamna Vasilica, când eu eram copil, deja dumneavoastră era nume în folclorul nostru românesc. Aș vrea să vă întreb pe ambele, pentru că sunteți oameni cu o carieră zidită, clar. Aveți scenă? Aveți unde cânta? Sunteți la un ansamblu? Colaborați cu cineva? Sau cum stau lucrurile cu Vasilica Dinu și cu Neta Soare? Să spun eu acum. Hai, spune-te. Te lăsăm. Tu vezi că noi pe tine te lăsăm. Am fost angajată la ansamblu Maria Tănase, după care am mers la Doina Oltului, la Slatina. Sunt acolo de 9 ani. Mulți înainte. Și să vorbesc și în numele lui Vasilica. Păi de ce, pentru că ea, păi stai să spun de ce. Că ia, de curând, hai, las-o, începând cu luna asta, bine, cu
colaborează de câteva luni cu ansamblul Doina Voltului, dar de luna asta este și angajată, e colega mea. Ce frumos, felicitări și mulți ani înainte. Da, la ansamblul Doina Voltului, da. Slatina, este extraordinar, se pare că acest ansamblu tot achiziționează, așa că artiști foarte buni. Eu salut toți colegii de acolo. Noi ne cunoaștem de multă vreme, nu se mai pune problema ce fel de om este Vasilica și artist și ca om. Și am ținut foarte mult ca să fim colegi la acest ansamblu și chiar așa s-a întâmplat. Ce frumos din partea ta, pentru că astăzi, printre noi, probabil că generația asta, nu cea trecută, astăzi printre noi nu mai sunt oameni care își dau mâinile așa și spun hai de lângă mine. Dacă se poate, cumva să le dai drumul încât să fii doar tu și ceilalți, nu? Este minunat că ai sufletul și gândul. Nu gândesc așa. Eu zic că avem loc toți pe pământul ăsta. Fiecare avem. Și are locul lui. Păi și atunci acolo. O mai întrebe doamna Vasilica, dacă tu ai spus că deja angajată deja. Da. Avem spune un apel. Vasilica, dacă vrei ceva. Ha. Da, m-am bucurat foarte. Cred. Este o mare bucurie. Este o mare bucurie să poți să-ți fie drag și să ai unde consecutiv împreună. Să îmbraci costumul mergem popular. Mașină, ce frumos. Da. Sigur, este poate mă chemați și pe mine, mai vin și eu cu mașina. Da, vin și tot cu mașina. Mi-e foarte drag și să știi că îmi plac și cătrințele foarte mult pe care le ai îmbrăcat. Da, mulțumesc. Seamănă așa cu un pic de Banat, deși ele sunt oltenești. Sunt oltenești, da. Le-am de la o rudă mai îndepărtată, așa, de la Islaz. Ce frumos! Către Telorman. Da? Foarte frumoase, aveți niște costume minunate. Avem apel telefonic, bun venit alături de noi, bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Bună seara, doamna Roberta! Bună seara! Și invitați-vă, rog, dumneavoastră. Mulțumim frumos. Bună seara. Aș vrea și o dedicație pentru fata mea de misă, pentru nevasta mea, la Pimera. Cu plăcere. Din Pricolia Gorj. Cu plăcere. Vă facem o dedicație. Vă dedicăm toate melodiile doamnelor interprete din această seară, Vasilica Dinu și Neta Soare. Da, vă mulțumesc. Cu mare drag. Petreceți alături de noi. După cum vorbeam despre ansamblu, eu fac parte din ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului și mă onorează și este o mare bucurie să știu că fac parte dintr-un colectiv. Colectivul, știți cu bine, nu trebuie să spun eu asta, te ordonează pur și simplu în viața artistică, îți dă și mai multă ambiție să știi ce ai de făcut, să fii cumva la înălțimea celorlalți, nu? Așa zic. La un moment dat în viața mea, și eu am făcut parte din ansamblul Doina Gorjului un an de zile, în anul 1991. Cum v-a plăcut la noi aici? Mi-a plăcut, sigur că mi-a plăcut. Da? Nu era destul de greu să veniți? Erau drumurile cam... Era foarte greu. Era destul de greu, de am și renunțat din cauza drumului Craiova-Târgu Jiu. Destul de... Așa, destul de greu. Și atunci s-a și înființat la Craiova ansamblul Maria Tănase și... Și ați fost acolo. Am fost acolo. Avem telefon. Bun venit alături de noi. Bună seara. Alo, bună seara și la invitațiile dumneavoastră. Mulțumesc bună foarte seara. Mult. Bună seara. Mai ales nu doamna Neta Soare. Bună seara, doamnă. Vă conștiunează Maranda de la Luxa de Sus. Da, doamnă. Și vreau să fac și o dedicație pentru mine, pentru soțul meu care îl iubesc enorm de mult, Gonciulea Costică, pentru fica mea. Zaura Nicoleta de la Ivoasa, pentru ginele meu Florin, care iubesc enorm, și pentru nepoțica mea scumpă și dragă, Arita. Să vă trăiască! Mulțumesc! Și dacă se poate, măcar o strofă ceva cu străinătatea. Avem oare, Neta? Nu avem în program, dar eu am cântece cu... Și ai avem ceva. Da? Avem. Da. O să fie. Vă mulțumesc, doamna Neta Soare. Vreau o melodie cu străinătatea. Da, doamnă, va fi. La revedere, o chiar plăcut. Vă pupăm. Mulțumim frumos, oricum dacă nu aveam în program, cântam noi una aici din trei interprete, găseam noi o strofă din ceva cu străinătatea. Mi-am adus aminte că am cântec cu oltenii mei vin acasă, adică la ce se referă, care este subiectul cântecului. De sărbători, românii din lumea întreagă se strâng și ei la masa de Crăciun, la de sărbătorile. Este trist că acum de sărbători părinții își așteaptă copiii și copiii își așteaptă părinții, care nu mai vin de la oraș la țară sau de la țară la oraș, ci vin din alte țări. Așa. Și asta nu este chiar un lucru fericit pentru noi ca nație, ca și popor. Bun venit, bună seara! Bună seara! Încă un apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Vreau și eu o dedicație pentru soțul meu. Cu drag, care astăzi împlinește vârsta de 55 de ani. Mulți înainte! Cu cine vorbim? Cu cine vorbim la telefon? Mă numesc
Emilia de la Turceni. Să vă trăiască soțul și să trăiți și dumneavoastră la mulți ani. Mulțumesc mult de tot. Cine ați dori să vă cânte din invitatele pe care le aveți în această seară? Mi-este indiferent. Amândouă le iubesc foarte mult. Excelent. Și le îndrăgesc. Excelent. Răspunsul este absolut potrivit. Mulțumim frumos. Mulțumesc mult de tot. Mult de tot. Seară frumoasă vă dorim. Seară frumoasă vă dorim și îl întrebăm pe Bogdan cât mai avem până la momentul de publicitate, pentru că am vrea să, mai, să ne mai cânte Neta Soare două melodii, de aceea o invităm la locul de cântat, iar imediat după ce Neta Soare cântă, luăm un pic de publicitate, cât mai vorbim noi aici, cât mai vorbim și dumneavoastră acasă, trece iute-iute și ne întâlnim cu Vasilica Dinu. Astăzi e o zi frumoasă, oltenii mei vin acasă. De pe unde sunt plecați, se întorc la părinți și frați. Din Oltenii am banat, șai-lai-la. Oltenii s-au adunat, șai-lai-la. Și ai de peste hotare, șai-lai-la. Veniră cu mic și mare, șai-lai-la. Lasă-l, lasă-l așa, cât îmi cere inima, cât mai inima.
viața am muncit, de nimic nu m-am ferit. Am pierdut, am câștigat, la viață nu m-am lăsat. Am căzut, m-am ridicat, din greșele am învățat. Lasă, lasă, lasă așa, cât îmi inima, cât mai inima bună și mintea merge strună. Servicii de calitate, personal calificat superior, produse de înaltă ținută, coafor, make-up, cosmetică și manicură. Vă așteptăm la Ane Studio pe Popa Șapcă. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. În perioada 6-9 noiembrie 2017 la Târgu Jiu se va desfășura cea de-a 24-a ediție a Festivalului Cântecului Popular Românesc Maria Lătărețu. Sunt așteptați concurenții din țară și de peste hotare cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Concursul are două secțiuni, soliști vocali și soliști instrumentiști. Preselecția va avea loc luni 6 noiembrie 2017 începând cu orele 15 la Hotelul Brâncuș din Târgu Jiu. Detalii la ansamblul artistic profesional profesionist Doina Gorjului, director artistic Claudia Torop, director festival Gheorghe Porumbel, la numărul de telefon 0764 242524 și 0764 568686. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghida și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253-210-736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori.
Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic. Cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto. Program flexibil pentru orele de conducere. Consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi, totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Prin mesajul Îndrăznește să visezi, se desfășoară campania de informare și conștientizare privind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității, denumită Tinerii de azi, oportunități, potențial și bariere. Campania este derulată în cadrul proiectului cu titlul Încrederea vine din acțiune, implementat de către Asociația Iubire pentru Oameni Rovinari, în parteneriat cu DGASPC Sălaj și SC Anaida Agroturism SRL Bihor. Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de finanțare Concurs Național de Proiecte de Tineret 2017. V-ați făcut planuri pentru noaptea dintre ani? Dacă nu, vă spunem noi! Restaurant Infinit organizează de Revelion 2018 cea mai frumoasă petrecere, cu muzică bună, preparate culinare pe alese și un spectaculos foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Any Events Music și artiști îndrăgiți de dumneavoastră, Roberta Crintea, Emil Badea, Reli Gherghescu și Dumitru Vasilescu. Toate acestea la numai 220 de lei, totul inclus. Restaurant Infinit. Petrecere la nesfârșit. Restaurant Tiara Events, locația perfectă pentru evenimentul tău. Restaurant Tiara Events vine acum în întâmpinarea tuturor clienților cu o sală nouă, având o capacitate de 500 de locuri pentru nunți, botezuri, majorate și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră. Vă oferim prețuri fără concurență. Restaurant Tiara Events organizează Revelion 2018 la un preț de numai 170 de lei de persoană. Atmosfera va fi întreținută de formația Surorile Burlan. Invitați speciali Olguța Berbec și Emil Badea. Sunt Olguța Berbec și dacă doriți să pășim împreună spre noul an 2018, vă aștept în noaptea de Revelion la restaurantul Tiara din Bălești. Sunt Emil Badea și vă invit în noaptea de Revelion să petrecem la restaurantul Tiara din Bălești. La ora 1 voi fi acolo. Relații și rezervări la numerele de telefon 0765 168 764 sau 0763 311 774. Tiara Events, locul ideal pentru evenimentul tău. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL, dispunem de servis automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214554. Vumar Prod SRL stă la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta.
și să n-ai nimic de spus. Când a fost să-ți fie bine, n-am avut grijă de tine. Când a fost să-ți fie bine, n-am avut grijă de tine. Nu vreau să te simt mâhnită pasăre rănită, fără niciun ajutor, doar nică să scap de dor. Dar eu știu cum o să fac și de dor cum să te scap. Dar eu știu cum o să fac. Vorbă-i iscusit, el știe cum se gălinte cu vreo două, trei cuvinte. Deci eu cere să-l iubești, tu să nu te potrivești, să vezi doar cum te lasă. Să-ți cresc și mă rog la Dumnezeu să-ți fac
facă parte de bine. Oricât ai fi de departe, gândul meu e tot la tine. Și mă rog la Dumnezeu să-ți facă parte de bine. Oricât ai fi de departe, gândul meu e tot la tine. Extraordinar. Aici te încarci. Doamna Vasilica mi-a oferit o încărcătură emoțională cântând despre băiat, pentru că noi toate trei, chiar am să le întreb pe invitatele mele, ce au dumnealor acasă, așa, care să le bucure, să ne povestească despre, și puțin despre viața din urma cântatului. Doamna Vasilica cânta pentru băiat, să vă trăiască. Da, pentru el am făcut cântecul acesta, l-am creat, pentru că băiatul meu la un moment dat a locuit în Italia 10 ani de zile. Așa, a făcut multe drumuri până acolo. Așa. Și într-o zi, întorcându-mă din Italia pe drum, am scris câteva versuri așa în mașină pe o hârtiuță. Am ajuns acasă și de dorul lui și de dragul lui am făcut acest cântec, pentru că mi-era greu fără el. Doamne, dacă da. Nu este greu fără copilului, nimic nu este... Adică împlinirea vieții noastre este, este copilul tău cum este. Bine, rău, nu contează, e al tău, tu îl susții cu sufletul. Spune bună seara și vorbim și cu Neta apoi. Bună seara și bun venit! Bună seara, doamna Roberta Clintea. Bună seara! Sunt Mitică Sârbu din Târgu Jiu. Bună seara, doamna Mitică! Le spun bună seara și invitațiilor dumneavoastră, doamna Vasilica Dinu și doamna Neta Soare. Mulțumim! Bună seara! Și aș dori o dedicație din partea celor două invitate pentru familia mea. Cu drag! Cosmin, băiatul meu Cosmin, Nora Nuța, nepoata Andreea și nepotul Sergiu, băiatul celălalt Leon și Nora Lori, și pentru soția mea, Ana, dar în special pentru nepoata mea, Andreea, soția Ana și cu mine am sărbătuit zilele onomastice și de nume în luna octombrie, acum o săptămână. Să fiți sănătoși! La mulți ani! Vă mulțumesc foarte mult! O seară bună! Și dedic toate melodiile pentru ei în seara asta și în special cele de doamna Vasilica Dinu, care o ador și o ascult de la început, pentru că am o vârstă care i-am prins toate cântele și în special când a fost la Doina Gorului. Da. Ne bucurăm foarte mult că întâlnim oameni care ne iubesc și care ne ascultă. Da. Mulțumim frumos. Eu am să o rog pe doamna Vasilica, este o surpriză și mă tem puțin așa de răspunsul dânsei, dar am să o rog să... Pentru că dacă sunt aici, sunt și eu mai privilegiată. Să-mi cânt o strofă dintr-o melodie pe care eu o iubesc din suflet și o cânt mereu un gând pentru copilul meu, pentru că acum generația asta, hai mami, mă lași, știți, nu, n-au depășit pragul ăla că și băiatul doamnei Vasilica, pragul acela în care ești potolit, știi cum stau lucrurile, știi eforturile părinților, cum te-au crescut. Exact. Și atunci eu mereu mă gândesc unde prin un eveniment să-i cânt piesa asta a doamnei Vasilica. Ne cântați o strofă, doamna Vasilica? Da, sigur că da. Hai fiule lângă mine, atât de frumos se numește, nimic, mi se pare așa de emoționant, absolut emoționant. Cântați-ne o strofă. Da. Și eu vreau să o dedic și am și doi prieteni care au băiatul la București, Mirela și Nini Popa. E vorba de Silver, cei care oferă bijuteriile pentru emisiune în fiecare zi de vineri și pentru ei vreau să se cânte melodia asta. Da. Vă rog, o strofă. Așteptăm. Da. Hai, fiule, lângă mine, că am două vorbe a-ți spune, că mereu mă bate gândul cât mă mai ține pământul. Ascultă acum ce-ți spune, că eu mă simt cam bătrân, măi. Pentru ce-am muncit o viață, să-mi ascult doar o povață. Pentru ce-am muncit o viață, să-mi ascult doar o povață.
Tinerețea nu e lungă să te uiți culcat la umbră, să te lași de azi pe mâine, că nu faci, fiule, bine. Să te lași de azi pe mâine, că nu faci, fiule, bine. Tinerețea ți dă putere să adunci inima cere. Tinerel te-a vânt în zare, bătrânel cere alinare. Iată, cât de frumos! Vă mulțumesc foarte mult și m-am gândit așa ascultând-o că foarte mulți dintre cei care alcătuiesc Accent TV au băieți și așa că am să o dedic domnului Nae, patronul postului Radio Accent, o să o dedic lui Emil Badea și băiețelului lui, patronul Accent TV, și Aurei Voica, prietena mea Aura Voica și directoarea departamentului Radio Accent, pentru că ea este așa o purtătoare ca și noi, chiar dacă nu cântă, ea știe toate melodiile, toate titlurile, toți artiștii și mie îmi sunt dragi oamenii care... Bogdan, data viitoare când o să avem invitate să cânte despre fete, o să cântăm și pentru fetele tale. Până atunci cântăm pentru băieți. Domnul Sabin, și pentru băiatul dumneavoastră. E în regulă, da? Pentru amândoi. Să fie sănătoși. Am spus puțin din culise de la doamna Vasilica, dar nu ne-a povestit Neta Soare despre bogăția ei de acasă. Da, tot un băiat am. Adică a terminat facultatea la Craiova și este angajat al MEAI. În prezent. Să ne dai. Știi că eu de câte ori vin... Să ne dai și nouă numărul, că de câte ori avem și noi o pilă. Eu de câte ori vin la Craiova, iau câte o amendă. Nu e vorba de circulație. Să știi că și eu am luat amendă. Nu e vorba de circulație. Săptămâna trecută, uite așa. Dar nu veneai la Târgu Jiu. Din respect și apreciere. Dar nu veneai la Târgu Jiu în timpul ăsta. Nu veneam de la București. Deci știi cine mi-a dat amendă ultima dată și mi-a și vorbit așa, adică cumva eu eram atâtica dumnealui în stradă, avea soțul Mirelei Zisu. Da, cred că nu, Mirela Zisu are. Uh-huh. Da, soțul Mirelei. Ne-am cântat la nuntă. Da, ce drăguț. O salut pe Mirela, însă soțul ei probabil că ar trebui să știe să fie un pic mai drăguț, pentru că a fost extrem de arogant. Eu am și fost la poliție la Vâlcea și am și spus modul în care s-a purtat în trafic. Să depășim aceste sigur că să trecem la lucruri inconveniențe. Fiecare dar totuși suntem egali și o vorbă bună nu costă nimic. Absolut. Dar acum să vorbim despre... Am trecut de doamna Vasilica și am trecut de live-ul doamnei Vasilica. Acum vreau să îmi spui tu ce ne cânti, pentru că eu aștept melodia mea. Știi, eu dacă sunt aici... Da, în acest calup va fi și melodia cât de frumos. Pe care tu ți-ai dorit-o în emisiune. Nu știu dacă și telespectatorul care este la telefon... Vrea să asculte Nu fi neică supărat. Bună seara, bine ați venit. Neta, vrei să te pregătești pentru cântat? Cu drag. Te rog, până noi vorbim cu telespectatorul. Bună seara și bine ați venit alături de noi. Bună seara, doamna Roberta. Bună seara. De la Nuvaș vă sună Gica. Bună seara, doamna Gica. Bună seara și invitatelor dumneavoastră. Mulțumim frumos. Of, și cânte doamna Vasilica niște cântece de mă îmbolnăvi. Așa ziceam și eu. E bine cu un băiat, dar e greu, știți, da, dumneavoastră. Greu. Toate avem câte unul. Și eu tot la fel, sunt nepototunul, dar e greu. Asta este. Bine că-i avem și că sunt sănătoși, da, doamna Gica. Așa e, doamna Roberta. Să ne trăiască. Și vreau toate melodiile din seara asta, de la frumoasele doamne ale dumneavoastră, pentru băiatul meu Răzvan, nora mea Alina, și nepoțelul meu Iani. Să vă trăiască. Să trăiască. Și eu și dumneavoastră. Dacă aștept și la doamna Neta, care e un cântec tot băiat. Acum ne cântă, cred că, ceva de dragoste, doamna Neta. De dragoste, dar prin parcurs. Și da, ne cântă. Rău. Ne cântă ea și de băiat, că nu o lăsăm. Dacă nu ne cântă, dacă n-are pregătit, o pregătim noi aici, ați văzut. Da. Și dumneavoastră aveți cu băiatul de mă îmbolnăvește. Vă mulțumesc frumos. Bogdan trebuie să rezolve treaba asta cu să ne pună și nouă melodia cu băiatul. Mai târziu, nu acum. Bine, mulțumim frumos de telefon și o ascultăm în continuare pe
frumoasa interpretă Neta Soare. Thank you.
rostile cu dulceață, nu prea ținei ca o viață. A trecut dragostea în zbor, s-a risipit ca un nor, mă. Dragostile cu dulceață, nu prea ținei ca o viață. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Ai nevoie de o schimbare? Produse de cea mai bună calitate, make-up profesional, genepir cu fir și manicură profesională. Antonella Studio. În perioada 6-9 noiembrie 2017 la Târgu Jiu se va desfășura cea de-a 24-a ediție a Festivalului Cântecului Popular Românesc Maria Lătărețu. Sunt așteptați concurenții din țară și de peste hotare cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Concursul are două secțiuni, soliști vocali și soliști instrumentiști. Preselecția va avea loc luni 6 noiembrie 2017 începând cu orele 15 la Hotelul Brâncuș din Târgu Jiu. Detalii la ansamblul artistic profesional profesionist Doina Gorjului, director artistic Claudia Torop, director festival Gheorghe Porumbel, la numărul de telefon 0764 242524 și 0764 568686. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253 210736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64. 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis?
Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. V-ați făcut planuri pentru noaptea dintre ani? Dacă nu, vă spunem noi! Restaurant Infinit organizează de Revelion 2018 cea mai frumoasă petrecere, cu muzică bună, preparate culinare pe alese și un spectaculos foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Amy Evans Music și artiști îndrăgiți de dumneavoastră, Roberta Crintea, Emil Badea, Reli Gherghescu și Dumitru Vasilescu. Toate acestea la numai 220 de lei, totul inclus. Restaurant Infinit. Petrecere la nesfârșit. Restaurant Tiara Events, locația perfectă pentru evenimentul tău. Restaurant Tiara Events vine acum în întâmpinarea tuturor clienților cu o sală nouă, având o capacitate de 500 de locuri pentru nunți, botezuri, majorate și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră. Vă oferim prețuri fără concurență. Restaurant Tiara Events organizează Revelion 2018 la un preț de numai 170 de lei de persoană. Atmosfera va fi întreținută de formația Surorile Burlan. Invitați speciali Olguța Berbec și Emil Badea. Sunt Olguța Berbec și dacă doriți să pășim împreună spre noul an 2018, vă aștept în noaptea de Revelion la restaurantul Tiara din Bălești. Sunt Emil Badea și vă invit în noaptea de Revelion să petrecem la restaurantul Tiara din Bălești. La ora 1 voi fi acolo. Relații și rezervări la numerele de telefon 0765 168 764 sau 0763 311 774. Tiara Events, locul ideal pentru evenimentul tău. Să stau vara la umbriță, of, măi lele,
legată cu o cură. Of, măi, lele, să nu mă doară mâna, ui, căplă, ca să pot să închin cu ea. Of, măi, lele, să se ducă pomina, ui, căplă. Nici subțire, of, măi, lele, dar drăgălașe la fire, uică, mă. Nici n-altă, nici mitită, of, măi, lele, tocmai pe potriva mea, uică, mă. Nici prea-naltă, nici subțire, of, măi, lele, dar drăgălașe la fire, uică, mă. Nici n-altă, nici mitică, of, măi, lele, tot mai pe potriva mea, uică, da. Și acum îți ipitulă.
să văd că m-ai lăsat. Să nu-ți dau vreo două palme, să strici la mine cocoane, să nu știi pe un sapuci, nu m-am pus să-și-n papuci. Să nu-ți dau vreo două palme, să strici la mine cocoane, să nu știi pe un sapuci, nu m-am pus să-și-n papuci. Ce frumos, am ascultat și ceva satiric. O așteptăm pe doamna Vasilica lângă noi. Pentru că așa, mai chicoteam eu aici cu Neta și ne mai întrebam una pe cealaltă, încotro folclorul. Ce părere aveți despre costumul popular, despre tinerii care poartă costumul popular și despre melodiile care sunt cântate astăzi? Suntem pe drumul cel bun, avem oameni care merg mai departe cu ceea ce trebuie, avem orchestre cu care să imprimăm, avem dirijori mulți cu care să scriem. Cum este folclorul? Ce părere aveți? Că deja sunteți oameni remarcabili în folclorul românesc și vă întreb și aștept niște răspunsuri pe măsură. Ce să zic, să încep eu? Vă rog. Nu știu dacă se cade să... Se cade. Se cade. Noi suntem formatori de opinii, doamna Vasilica, și dacă nu spunem niște lucruri, nu au de unde să culeagă ceilalți și să diferențieze binele de rău. Bunul, calitatea de non-calitate, de non-valoare. Avem, vorbim despre tineri, despre copii. Avem tineri foarte talentați și copii foarte talentați. Ar trebui și oamenii care sunt în jurul lor. Care îndrumă. Să îndrume pe drumul. Corect. Bun și corect. Ce ar însemna corect din punctul dumneavoastră de vedere? Cum ar trebui să fie? Sau cum ar trebui să fie costumul popular? Că eu știu, costumul popular nu este în tendințe. Ăsta nu e în trend. Costumul popular este costumul popular și trebuie purtat cu mândrie și nu numai cu mândrie, ci așa cum se cade. Cu respect față de cei care l-au creat, pentru că costumul popular este foarte vechi. Toate costumele populare așa ar trebui să fie purtate cu mândrie. Și nestilizate, din punctul meu de vedere. Categoric nestilizate, categoric. Trebuie să învățăm copiii de acum cum se poartă costumul popular. Din păcate, și spun asta cu așa... Cu mâhnire. Cu mâhnire și cu strângere de inimă, văd atâtea exemple pe la televizor și pe unde mă duc, pe la spectacole și de-a lungul vieții mele. Oameni care nu fac cinste nici cântecului, nici sportului. Adică respectul popular pentru folclor este îndoielnic. Da. Pentru că nu avem oameni care să spună nu se poate. Nu. Sau nu ai voie. De aceea. Nu. Pentru că avem televiziuni private și pentru că dacă ai un bănuț în buzunar, da, poți face ce vrei cu el. Sigur că da. Vorbeam cu Neta, iertați-mă că vă întrerup, vorbeam cu Neta că acum tinerii, uneori, sau unii dintre ei, la filmări unde suntem foarte mulți, trec peste tine, te calcă pe picioare, pur și simplu. Pentru că au o carieră, cum Neta, au o carieră și două melodii înregistrate, nu? Nu, da, se întâmplă. Nu, trebuie se întâmplă. Să, adică trebuie să iertăm, nu trebuie să generalizăm, dar... Da, asta vă spuneam, pentru că asta trebuie discutat. Trebuie să învățăm pe cei tineri că trebuie să-și construiască acest drum. Trebuie să-și achiziționeze costume populare autentice. Trebuie să știe să cânte, în primul rând. Și costumul mai la urmă. Important e să știi să cânti. Să ai glas și dacă Dumnezeu ți l-a dat, trebuie să știi ce să faci cu el până la urmă. Avem un apel telefonic și va trebui să-l luăm pentru că ne așteaptă telespectatorul, da, de ceva timp. Bună seara și bun venit alături de noi. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. Bună seara ție, Roberta, și invitatelor, distințelor tale invitate. Mulțumesc foarte mult, bună seara. Sunt tocmai de departe, de la Bohu. Oh, consăteancă de-a mea? Cu cine vorbesc? Da. Da, din respect pentru tine și pentru frumoasa. Mulțumesc. Ta. Mulțumesc mult. Uite așa, muzica e un pansament al sufletului. Al tuturor. Și mai ales cu melodii care ajung la sufletul mamelor, ca și cântecul tău cu băiatul, ca și mulțumesc cel al doamnei Vasilica, ca și al doamnei Neta cu străinătatea.
Și uite așa m-am gândit în seara asta, având în vedere că mâine, poi am niște evenimente frumoase, unul mai decât altul. Ce frumos! În familie. M-am gândit să stăm puțin de vorbă și să dedic toată emisiunea copiilor mei, Luci și Mihaela, care am primit 5 ani de la căsătorie. Doamne ajută, mulți înainte! Sunt profund emoționată. Vă ascult cu drag și în liniște. Da, eu cu soțul meu împlinim 36 de ani de căsătorie. Doamne ajută la mai mulți! Băiatul meu cel mare împlinește o frumoasă vârstă. Și mâine o săptămână se împlinește de când nepotul meu a avut nuntă. Oh, ce frumos! Și urez casă de piatră și tot ce mai bine. Avem o durere profundă în suflet, dar melodiile dumneavoastră ne fac să mergem mai departe. Ce frumos că aveți putere! Ce frumos că aveți putere să sunați, ce frumos că aveți putere să ascultați muzică și ce frumos că aveți putere să înfruntați viața, pentru că noi nu ne alegem această viață, noi nu putem decât să construim la destinul nostru, însă el este scris în mare parte. Cred că tu și la ce mă refer și acum 2 ani și ceva, fratele meu a plecat dintre noi, iar noi a trebuit să trecem prin toate astea fără el. Să știți că noi toți avem povești, povești pe care nu putem să le afișăm întotdeauna, dar toți avem dureri, toți avem neîmpliniri, dar ne bucurăm de acele împliniri ca să putem să le depășim pe cele care nu ne-au făcut sufletul fericit. Exact, cum spunea și doamna Vasilica, că a făcut melodiile, versurile cântecului anterior în mașină dinspre Italia. Dumneavoastră ne unge la suflet cu melodiile și noi ne regăsim în ele și oricum vă mulțumim pentru că sunteți seară de seară cu Roberta Duci și invitați unul mai decât celălalt. Încerc să bucur pe ceilalți, încerc să le aduc aminte că oamenii care au construit valorile naționale sunt oamenii ăștia. Oamenii ăștia care au 10, 20, 30 de ani de cântec. Iar acești oameni îi învață pe cei despre care vorbeam acum, pe acei copii care vor să audă și care vor să vadă, de fapt, ce înseamnă acest folclor, ce înseamnă obiceiurile și tradițiile noastre, ce înseamnă să fim păstrători. Pentru că nu poți păstra dacă nu te aliniezi unui anume mod de a cânta, mod de a purta costumul popular și tot așa. De aceea eu, fiind de-a mea așa, de acasă, îmi permit să am o discuție poate un pic mai profundă și spun că plec mai bogată și mai hotărâtă și mai fericită din această emisiune în fiecare seară de vineri, pentru că mi s-a oferit această responsabilitate și o duc așa cu puterea și vreau să aduc oameni care să ne spună ce înseamnă această mare bucurie de a cânta și de a fi păstrător și purtător de cultură și de folclor. Mi s-a oferit și vreau să fiu la înălțime, de aceea încerc să aduc nume care pot să ne demonstreze. Chiar ești la înălțime, iar mulțumesc. În ziua de astăzi mai puțin vor să primească lecții și ei cred că totul și mă rog, li se cupine. Ei se aleg la un moment dat, să știți. Ei se aleg. Cei care vor să primească lecții, la un moment dat se și vede că au primit. Cei care nu vor să primească merg pe limba lor și pe drumul lor și atunci se diferențiază. Da, oricum nu ești la înălțime ca în fiecare emisiune. Mulțumesc mult! Și doamnele la fel și vă doresc... Mulțumim. Tot ce mai bine și multă putere, nu găsesc cuvintele. Este o bucurie că avem oameni care să ne sune, care să ne spună, nu doar să dea o dedicație, ci să ne spună păreri și puncte de vedere. Pentru că din aceste puncte de vedere, de altfel eu și aștept sau accept sugestii. Spuneți-mi pe cine ați vrea să mai vedeți la televizor, pe ce solist ați vrea să-l mai ascultați. Acum ai făcut alegeri foarte potrivite și unul și unul mai decât, sau cum să zic, o doamnă mai decât cealaltă. Asta încerc să fac, să aduc oameni care, după cum spuneam și mă repet doar pentru cei care poate nu au auzit, aduc oameni care să ne spună
cum stă folclorul în țara asta? Cum a stat și cum stă sau cum ar trebui să fie? La momentul ăsta cred că stă destul de bine. Să nu știu. Și pe viitor. Nu știu. Noi ne mai gândim, pentru că noi vedem în jurul nostru, tot cu doamnele vorbeam aici, că întâlnim la evenimente instrumentiști. Sunt și instrumentiști de marcă și unii foarte buni și unii care muncesc, dar sunt și instrumentiști care au învățat 3 melodii și care se duc la nuntă și care nu au ce cânta cu noi și melodiile nu ies așa cum trebuie și gazdele la un moment dat pot să spună că am luat-o pe aia, dar am luat-o degeaba. Nu degeaba. Când, în momentul în care iei un cap de a fi sau un solist remarcat sau un solist cu un drum bine definit, trebuie să știi și pe cine ai în spate, pentru că ăla trebuie să ducă ceea ce ăsta cântă, înțelegeți? Exact, oamenii exact. Nu aleg și oamenii zic, lasă că dacă e bună cântă și așa, nu-i chiar așa. Nu, sunt da. Multe de discutat, de aceea... Una e să cânt cu lăutarii cum, de la Chișinău și alta e să cânt cu Neion de la Bălești. Da, și Neion de la Bălești a cântat la un moment dat, dar este foarte bine că a cântat. Acum sunt niște copii care de pe băncile școlilor vin și vor să facă bani. Ei cred că muzica populară înseamnă bani. Nu, muzica populară înseamnă valoare și muncă. Și muncă. Cred că emisiunea o să închei tot cu melodia ta cu băiatul, care ne emoționează până la lacrimi. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că ați dat atenție celor care sunt întotdeauna în stânga mea. Eu mulțumesc celor care vin în fiecare seară de vineri și spun că întotdeauna încheie emisiunea cu binecuvântarea și bucuria lui Dumnezeu să vină în casa dumneavoastră a tuturor, pentru că vreau să las o clipă de rămas bun din partea Netei Soare și a doamnei Vasilica Dinu și încheiem încheiem emisiunea cu muzică. Mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de tine și de telespectatorii dragi în această seară. Mulțumesc! Da, și eu sunt în asentimentul colegii mele și ce pot să spun decât să aveți sănătate, că e mai bună decât toate. Vă îmbrățișăm! Seară bună! Am muncit un an întreg, acum vreau să petrec și închin cu fiecare pentru mine-i sărbătoare. Ai noroc și viață lungă, banii în pungă să ne ajungă, lângă ai mei și lăutari, un petrec de zile mari. Banii-n pungă să ne ajungă, lângă ai mei și lăutari, îmi petrec de zile mari. Bucurie, sănătate, că așa le facem pe toate. Toate. La copii să meargă bine, asta e fericirea lume. Hai cuvinte de pomă rară, să ne cânte șovioară. Hai noroc și viață lungă, banii în pungă să ne ajungă. Hai cuvinte de pomă rară, să ne cânte șovioară. Hai noroc și viață lungă, banii în pungă să ne ajungă.
dușman ce mii și sute de ele mă fac griji multe, pe la colțuri mă vorbesc, dar eu nu mă ofilesc. Seara în colțul grădinii aud tumle la trăcâinii, stau răzmate de o lucă, de grija mea se usucă. Seara în colțul grădinii aud tumle la trăcâinii, stau răzmate de o lucă, de grija mea se usucă. Dușmanca mea mai mare umblă pe la vrăjitoare, ar vrea să-mi ia norocul și pe urmă să-mi ia locul. Ar vrea să-mi ia dragostea, să-mi ia banii și casa, chiar și haina de spinare, să mă arunce în drumul mare. Ar vrea să-mi ia dragostea, să-mi ia banii și casa, chiar și haina de spinare, să mă arunce în drumul mare. Și să fiu mereu în față. Nu m-am lăsat, nu mă las, vreau să moară de necaz. Știu să mă descurc în viață și să fiu mereu în față. Iubesc rar, dar iubesc bine, nu iubesc pe oricine. Știu cum să le potrivesc și pe cine să iubesc. Iubesc rar, dar iubesc bine, nu iubesc pe oricine. Când femeia e isteață, știe ce vrea de la. Un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc.